Chiar dacă, aparent, nu există niciun fel de semne că se apropie pacea în Ucraina, ea totuși se apropie, date fiind costurile exorbitante. Nu vreau să discut acum de costurile pe care le are de suportat Federația Rusă. Dar costurile pe care le suportă Statele Unite, de pildă, sunt estimate într-o singură zi la costurile pe o lună de război din Afganistan. Deci sunt costuri pe care prea mult timp nu le va mai suporta nici cetățeanul american, mai ales atât timp cât el este reprezentat de Partidul Republican, care este ostil Partidului Democrat și, în consecință, s-ar putea să fie și ostil continuării acestui război.